După 5 incendii care au poluat masiv municipiul Vulcan, poluare sancționată de Garda de Mediu cu amendă de 50.000 de lei, în sfârșit din această săptămână a început transportarea gunoiului depozitat de ani de zile pe raza municipiului și care între timp a devenit nu doar sursă de poluare, ci și un adevărat focar de infecție care pune în pericol sănătatea locuitorilor. Din păcate, transportarea gunoiului abandonat în Vulcan la deponeul din Bârcea Mare are costuri substanțiale care trebuie suportate de către administrația locală, deoarece firma de salubritate care gestiona gunoiul a dat faliment în urmă cu mai mulți ani. În cele din urmă, adunarea creditorilor au alocat o sumă. Deocamdată nu s-o atingă toată cantitatea care este depozitată acolo, dar e un început. Și au reușit să încheie un contract cu o societate care le transportă și le depozitează la deponeul de la Bârcea Mare. Totul a început, transportul a început de luni, se transportă undeva la 60 de tone pe zi, adică 3 camioane. Se știe care este cantitatea totală acolo sau măcar estimativ? Avem numai estimări, sunt undeva la 1200 de tone. O să vedem cât, până unde ajungem cu transportul. Suma totală pentru transportul celor 1200 de tone de gunoi este de 400.000 de lei, însă creditorii au fost de acord să cedeze doar 100.000 de lei, adică doar pentru un sfert din cantitate. Diferența trebuie acoperită din alte surse, salvarea fiind așteptată de la Consiliul Județean. Materiala la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Poți să elibereze din fondul de rezervă dacă vor. Uh-huh. E o problemă comunitară.